A trecut și pauza de publicitate și între timp mă rugam pe Simona să-mi explice totuși cum e cu starea asta teta și i-a spus simplu, nu pot să demonstrez aici, chiar nu pot. Și măcar prin cuvinte, așa că hai să o spunem prin cuvinte ca să facem telespectatorul să înțeleagă ce înseamnă de fapt această stare. Cel mai mare ajutor pe care îl poate avea cineva este să citească cartea Vianei Stipal, pentru că ea este fondatoarea acestei tehnici, este o doamnă din America, foarte intuitivă și ea a promovat această tehnică în lume. Această doamnă a fost bolnavă, a avut un cancer osos și, bine, nu a fost dintotdeauna, dar ea se ocupa cu naturopatia în America și prin foarte multe cazuri rezolvate de ea sau și-a dezvoltat tehnica aceasta a Theta Healing. Ea înainte se numea tehnica Orion sau Orion, ceva de genul, da? Mai târziu, prin studii cu anumiți specialiști, a denumit-o Theta Healing. Deci ea și-a vindecat acest cancer la picior prin această tehnică și a doua zi sau a treia zi când a venit la servici, piciorul ei revenise la normal, era mai scurt decât celălalt. Și colega ei a spus, ce ți-ai făcut? Păi nu știu, l-am rugat pe Dumnezeu să-mi vindece piciorul. Păi și cum ai făcut asta? Păi nu știu, așa cum o fac întotdeauna. Și atunci a dezvoltat această idee, cum putem să ne vindecăm cu doar comandând, doar gândindu-ne că suntem sănătoși. Cum duc eu, cum ajut pacienții să ajungă în starea teta, îi iau de mână. Îi iau de mână și îmi cer voie să mi se permită să ajung în spațiul lor, da? Și îi duc pur și simplu acolo și ei simt asta. Îi aduci și înapoi? Da, vin înapoi, pentru că forma de urcare e simplă, dar aducem conștiința. De fapt, nu ne ducem undeva, nu urcăm niște scări. Conștiința noastră pleacă în afara corpului nostru. Noi rămânem aici. Bine, am înțeles asta, dar zic aduci înapoi pacientul cu totul. Da, da, da. Există tehnica de împământare, pentru că atunci când conștiința ne pleacă, ea trebuie readusă înapoi și integrată în spațiul fiecarei persoane, pentru că vom rămâne cumva acolo sus și nu este foarte ok. Asta e, am auzit de cazuri în care au fost duși, lăsați acolo, nu au putut fi întorși înapoi și au dat în alte chestii. Deci vreau să aud o certificare. Nu e așa de complicat, e atât de simplu și atât de frumos, chiar plăcut. Oamenii simt, văd luminițe, văd steluțe, se simt acasă, se simt foarte bine acolo. Și vezi tu, acolo ajungi, îți creezi dorința, dar trebuie să știi ce vrei și vii înapoi, da. Ok. O să facem, probabil dacă vom mai avea ocazia, o să facem o emisiune la tine cu, știu eu, unul, doi pacienți care vor vrea să fie. Sigur. Și pacienți în fața televizoarelor, ca să spun așa, și să-i vadă. Sigur că da, sigur că da. Este ceva nou și pentru mine a fost o surpriză când am auzit, cu toate că acum nimic nu este întâmplător, toate au un timp al lor. Era clar că acum a fost timpul să aflu despre această Theta Healing. Este interesant și faptul că munca cu tine, că totul este plăcut, că totul este pozitiv, totul este o armonie până la urmă. Dacă ne dorim să fie o armonie, da. Vezi tu, noi avem această cunoaștere în noi. Văd aceste boabe de spice de grâu cu boabele pe masa ta, cum un bob de grâu are informația divinității în el pentru a crește, pentru a se dezvolta și a da naștere unor altor boabe. Așa și în noi există această sămânță divină care ne amintește de unde venim și cine suntem noi, de fapt. Pentru că tot ce a creat Dumnezeu este în noi. Da, creația lui Dumnezeu, divinitatea. Noi ne amintim, de fapt, că suntem ființe divine. Ne amintim că suntem co-creatori. Uite, vreau să te întreb un lucru. De ce în momentul în care venim pe Pământ nu mai știm nimic din ce am fost în alte vieți? Pentru că planeta Pământ este o planetă de a experimenta și uităm, da? Dar prin meditație, prin exercițiu, ne amintim. Da? Nu putem să zicem, visăm
și ne amintim tot. Ar fi poate prea ușor și am vrea să ne ducem înapoi. Na, cum să te mai duci înapoi? Uite, mi-a venit acum întrebarea asta și am să ți-o pun, chiar dacă e puțin cam spinoasă. Vreau să-mi spui în viața ta, de când faci Theta Healing, ce ai realizat? Spune-mi un exemplu de o realizare a ta care ți-ai dorit-o și ea și ieșit. Să știi că am intuit întrebările tale și am venit pregătită pentru că Theta Healing îți dezvoltă intuiția foarte mult și când m-ai sunat la telefon am știut că ți este rău. Ce am realizat? Întâi am realizat o mare schimbare în mine. Da? Primul lucru, primul pacient cu care am lucrat am fost eu. Pentru că nu pot să spun că am lucrat cu cineva dacă nu am lucrat întâi cu mine. Și asta a fost o foarte mare realizare. O altă prietenă de-a mea s-a lăsat de fumat. S-a lăsat de fumat. Aviz amatorilor, cine vrea să lase de fumat, căutați-o pe doamna Simona Negură, că vă ajută, cu siguranță. Și trebuie să-și dorească. Da, cine vrea, am spus. Cine clar, vrea, cine trebuie vrea, să-și dorească. Cine vrea, sigur. Nu încălcăm liberul arbitru a nimănui, de asta am discutat nu o dată, de 10 de ori am spus în emisiunile noastre că este o emisiune Viața în Armonie, informativă, cu informații despre spiritualitate, despre ezoterism, despre destule forme de a crește spiritual, dar asta nu înseamnă că obligăm pe cineva să facă ceea ce spunem noi. Never, niciodată. Da. Am mai lucrat cu un domn la rugămintea rudelor, dar omul nu știa ce se întâmplă cu el. Până la urmă i-am spus că lucrez Theta Healing și n-a mai vrut să lucreze Theta Healing cu mine. Persoana era foarte bolnavă și lua medicamente pentru depresie și toate celelalte, recomandate de medic, bineînțeles. Dar nu reușea să se abțină în a mai consuma câte un păhărel în plus. Și, de fapt, rudele vroiau să-l determine să nu mai bea. Ori nu am putut să-i încalc liberul arbitru, în schimb s-au produs transformări în el. Da, a devenit mai încrezător pentru că își cam lovea soția, a devenit mai stăpân pe el, a început să se iubească pe el pentru că nu știa să se iubească. Și da, am lucrat cu această persoană până la urmă i-am spus cu ce mă ocup și ce anume înseamnă Theta Healing și a spus nu. Mie îmi place să mai beau câte un păhărel. Da? Și atunci nu am mai putut încălca dorința omului. Da. Pentru că dacă vrei să te lași, cum am spus, și de fumat și de băutură sau ai anumite temeri, ți se întâmplă. Dar trebuie să-ți dorești. Și nu putem face ceva cuiva peste dorința lui. Asta niciodată. Corect, așa este. Este o artă, este o formă, această Theta Healing, această... Chiar cum am putea o denumi până la urmă? Că nu prea îi găsesc eu... Da, ea se numește Theta Healing, eu nu o să-i schimb. Nu, n-o să-i schimb. În ce categorie denumirea? O putem introduce? În terapie? Programare personală, în dezvoltare personală. Dezvoltare personală. Sunt atât de multe persoane care vin cu tot felul de informații despre dezvoltare personală. Internetul este plin. Da. Nici nu știi în ce parte să iei. Și dacă iei și de acolo, mi s-a întâmplat. Am luat un pic de acolo, un pic de acolo, un pic de acolo și am zis la un moment dat, stop. Stop că e ce prea mult strică. Păi nu mai înțelegeam nimic. Poți să-ți spun ceva? Te rog. Alege doar acele informații și citește doar acele informații care fac bine sufletului tău. Sufletul tău va ști întotdeauna ce este bine pentru tine. Da? Și atunci când te irită ceva sau când e ceva care nu-ți convine, dă deoparte, pentru că sigur nu este bun pentru tine. Da? Alege acele informații care îți fac ție plăcere. Da? Când citești ceva cu pasiune și savurezi o carte de la cap la coadă în câteva zile sau în câteva ore, aceea este informația care îți trebuie, de care ai nevoie. Și întotdeauna să ne bazăm pe intuiție. Da? Mă întreba o prietenă de-a mea ce carte să citească, să-i recomand o anumită lectură de vacanță. Și am zis,
nu știu ce îți place ție să citești. Mie știu ce îmi place. Pentru tine e greu să aleg eu în locul tău. Și atunci cum mă înveți? Păi te uite, te duci la librărie și treci așa cu mâna pe un... Pe raftul cu cărți. Pe raftul cu cărți. Și sigur te vei opri la o carte care ți se potrivește în momentul acela. Da? Și când ne cumpărăm ceva, ne cumpărăm ceva intuitiv, da? Probăm, nu-mi place, dar simți ceva în lucrul acela și chiar dacă nu e prea plăcut sau nu stă bine, îl cumperi, pentru că constați câteva zile mai târziu că l-ai asortat cu o pereche de papuci sau l-ai asortat cu ceva din garderoba ta și îți place. La noi femeile e cam prea mult, prea mult obiceiul ăsta de a lua și de acolo și de acolo cu gândul că mâine am să mă îmbrac cu, și asortez cu cealaltă. Eu am trăit această experiență în a cumpăra cărți și le-am cumpărat și le-am lăsat în bibliotecă pentru că nu le-a venit timp și m-am mirat la un moment dat când într-un anumit moment am simțit nevoia să iau cartea, am luat-o, am citit-o, culmea, nu până la capăt, deci informația nu trebuia dusă până la capăt, ci doar acolo, la trei sferturi, și am lăsat-o și după o altă bucată de timp am luat și am terminat. Nu era momentul, sinele tău știa că îți trebuie acea informație, da? Înainte de de a o conștientiza tu. Și atunci ți-ai cumpărat acea informație. Când a venit momentul, când erai de fapt pregătită, ai citit-o. Da. Da? Așa este. Așa vei face și cu informațiile, da? E plin internetul, sunt pline librăriile, sunt pline, știu eu, ziarele de informații. Tu alege doar acea informație care îți face plăcere și care face bine sufletului tău, că vei ști, intuitiv vei ști. Știi intuitiv când sună telefonul și cine e la celălalt capăt al firului, ți s-a întâmplat asta vreodată? Da. Da. Și atunci de ce să ne negăm această intuiția noastră? Nu, pentru este, că este una din cele mai de încredere Și atunci să ne refuzăm că suntem intuitivi, să refuzăm că suntem divin, nu ne putem refuza, pentru că asta e în noi, vom ști intuitiv ce este bine pentru noi și vom ști intuitiv să nu ne urcăm într-un autobuz, da? Dacă ceva, nu mă mai duc, parcă nu mă trage ața, parcă nu vine să merg într-acolo și îți dai seama că, știu eu, ori a fost un accident pe șosea, ori s-a întâmplat ceva cu șoferul, ori, da, nu te urca în autobuz sau... Știu eu, mamele sunt foarte intuitive. Ele știu totul pentru copiii lor. Hmm. Da, ai sesizat asta. Știu când le este rău, știu când le este bine, îi sună, îi întreabă ce se întâmplă cu ei. Intuiția este formidabilă și Theta Healing asta face. Ne dezvoltă intuiția, ne dezvoltă să ne descoperim pe noi. În forma aceasta de Theta Healing sunt... foarte multe răspunsuri, găsim extraordinar de multe răspunsuri. Învățăm să lucrăm cu îngerii, învățăm să lucrăm cu planurile divine, pentru că tot un univers e lege. Există această lege a divinității, noi nu putem încălca această lege și învățăm, da, cum să evoluăm respectând aceste legi. Uite, mi-ai ridicat la fideu cu îngerii. Ia spune-mi, cum vorbești tu cu îngerii? Cum vorbesc eu cu îngerii? Păi, intuitiv. De obicei, din câte am intuitiv. Citit și eu, ne naștem cu cel puțin doi îngeri. Da, sunt mai mulți îngeri. Unul din exercițiile frumoase care se învață în Theta este de a-ți vedea îngerii. Da? La o cursantă de-a mea, o altă cursantă, i-a văzut mama care nu mai era în viață, era acolo cu acea cursantă și o susținea. Și ca să-ți spun, așa să fiu mai, știu eu, de SF, am făcut o poză în timpul discuției și l-am pus într-un aparat care îți arată aura. Da? Pentru că știm că suntem un câmp, avem un câmp electromagnetic în jurul nostru care se numește aură și ea este de o anumită intensitate, culoare, formă și așa mai departe. În da? Funcție de starea noastră. În funcție de starea noastră. În jurul acelei persoane se vedea clar în spatele ei o formă sub forma unui înger.
toți am rămas mirați, plăcut, bineînțeles, că s-a văzut în acea imagine acel și era mama respectivei persoane. Ce frumos! Da, deci asta învață oamenii în TETA, învață să-și acceseze ceea ce nu se vede, ceea ce este dincolo de noi. Da, vorbeam de îngeri. Da. Noi simpli oameni care, nu știu, avem nevoie de un ajutor. Cum facem? Ei sunt tot timpul lângă noi și dacă vrei să treci strada și el știe că pe acolo va trece o mașină care va da peste tine, sigur te va opri sau sigur te va opri altcineva să te întrebe cât e ceasul și nu te va lăsa să treci strada. Deci, încă o dată spun, aveți grijă la semne, fiți intuitiv, lăsați-vă energia să curgă, știu eu, lin prin voi, prin dumneavoastră. Da, asta spunând telespectatorilor, tot ceea ce ne înconjoară și ceea ce suntem și ce se întâmplă cu noi nu este întâmplător. Nu. Nimic. Nu. Absolut nimic. Ne este greu să explicăm de ce mie mi se întâmplă, de ce s-a întâmplat, de ce, uite, astăzi am văzut chiar și m-a impresionat știrea, deci m-a impresionat efectiv. Mamă mică a născut și cu toate că înainte de a naște a fost asigurată că are un copil perfect, normal, s-a născut cu băiețelul fără picioare de la genunchi în jos și fără mâna dreaptă. Bineînțeles că asta este o tragedie pentru familia respectivă, pentru că au fost siguri că au un copil sănătos. Iar medicii au certificat acest lucru, nu unul, mai mulți. Pur și simplu m-a impresionat durerea acelor părinți, cu toate că au spus la ulterior, deci după toată discuția care am văzut-o la televizor, că își vor lua copilul acasă să-l crească. Dar nu îi vor ierta pe cei care au greșit în a le da eronat toată informația despre el. Acum, noi care privim lucrurile altfel și care știm multe lucruri, mai multe, mă rog, ne dăm seama că nimic nu este întâmplător și că acel copil și-a ales familia ca să vină în starea asta. Așa este, da. Da, așa este și probabil că părinții aceia au ceva de învățat și ar trebui să-l iubească și mai mult pe acel copilaș, pentru că el va fi cu adevărat un suflet deosebit, un suflet deosebit. Poate le va dărui părinților lor ceea ce nu ar fi fost în stare să o facă dacă ar fi fost unul normal. Dumnezeu știe întotdeauna ce ne trebuie și ce care face. Este planul lui, da. Și ce face. Chiar dacă spunem așa, uite, e într-adevăr o veste neplăcută, dar nu suntem noi în stare să judecăm. Nu era vorba de a judeca. Creația divină și de ce s-a întâmplat acest lucru. E peste puterile noastre peste și să judeci și să spui ceva despre asta. Am luat lucrurile pur și simplu așa cum au venit ca informație și sincer m-a impresionat. Dar de unde spuneam că venise vorba de ce mie mi se întâmplă și uite, anul altul trăiește bine, eu n-am ăla, știu eu, roscolește prin gunoaie și celălalt este alegerea lui, pentru că așa vrea. Poate înainte a avut o familie fericită, a plecat de undeva, cum a ajuns să caute în gunoaie și a dorit. E adevărat că poți să-l ajuți pe omul acela, da? Dar să-și dorească, pentru că am ajuns să vorbesc cu astfel de oameni și ei nu-și doresc. Ei doresc să rămână acolo. Da. Așa se simt ei bine. Au probleme în ei pe care nu și le pot rezolva decât așa. Da, este și asta o explicație pentru ceea ce vedem. Și așa cum discutam cu Niculina într-o emisiune, că citise într-o carte și spunea că, într-adevăr, acești oameni au venit, mă rog, parte din ei au venit să-și învețe lecția umilinței. Vede în alte vieți sau fi regi, împărați, știu eu ce, da, mari noi, oameni. Noi ne alegem și părinții înainte de a ne naște, și locul unde să ne naștem, și circumstanțele în care să ne naștem. Da? Putem accesa aceste vieți anterioare, dar nu sunt atât de folos, ca să spun așa, ci putem învăța pe viitor cum
cum să ne fie mai bine. Da, trecutul e trecut, rămâne acolo. Ce facem noi pentru dezvoltarea spiritului, pentru dezvoltarea sufletului? Am venit să învățăm o lecție dacă am ales karma. Da? Dar putem depăși karma acum. Ne putem recrea o viață mai bună, mai frumoasă, mai pozitivă. Pentru că avem discernământul de a alege. Multe sunt de spus și multe sunt de povestit și multe informații de accesat. Eu, stimați telespectatori, dau tot interesul să vă aduc noutăți. Ia că azi chiar a fost o noutate și pentru mine, de altfel. Și pentru mine, la timpul respectiv, a fost o noutate. Da, mult timp am practicat această terapie ca practicant, dar mai târziu am devenit instructor pentru că mi-a plăcut atât de mult și am vrut să aflu mai multe și niciodată nu te poți opri din a căuta ceva. Da? Tot timpul ai nevoie să afli cât mai multă informație și orice informație de genul ăsta te ridică. Te ridică în momentul în care o și aplici. Dacă o primești doar ca informație și stimații noștri prieteni de la Viața în Armonie se uită la televizor în fiecare sâmbătă la ora 15:30 și duminică seara la 6, la 18:30 în reluare și văd și rămân doar cu ceea ce au văzut la televizor, s-ar putea să nu prea le fie de mare folos. Subconștientul lor primesc acea informație. La un moment dat se va întâmpla ceva în viața fiecăruia, așa cum s-a întâmplat și în viața mea și în viața ta și a celor care au trecut pe aici. Și evoluția se vede, pentru că pentru fiecare este timpul lui. Dar până atunci, este bine de spus că ne apropiem de sfârșitul emisiunii, parcă zboară timpul așa, nu știu, de câte ori da, fac emisiuni. Da, și trecut. Da, a trecut o oră aproape, 50 de minute. Eu sunt încântată că te-am avut în emisiunea noastră. Și eu mă bucur că m-am aflat aici. Spuneai de... mai am ceva de adăugat. Spuneai că trebuie să practicăm. Da, trebuie să practicăm și să nu ne lăsăm așa, doar am primit informația și o lăsăm acolo într-un sertăraș să zacă. Trebuie să susținem ceea ce dorim. Trebuie să, dacă vrei să faci ceva, intenționezi să faci ceva, atunci fă. Te pui pe treabă. Te pui pe treabă. Nu poți, nu-ți bagă nimeni în traistă. Da. Da? Acele proverbe românești sunt atât de profunde și atât de adevărate. Așa este. Când așa vrei este. Să faci ceva, fă-o. Este bine de spus. Și susținut, nu fac astăzi și mâine nu mai fac. Da? Susțin ceea ce vreau să fac. Iarăși aici e o micuță problemă că nu prea suntem așa fixați. Tenaci. Fixați pe o chestie și să mergem pe ea suntem în permanent. Suntem un pic așa mai leneși. Da, ne mai... lenevim. Ne mai lăsăm. Păi toată viața e așa, este ca o sinusoidă, știi? Azi este, mâine nu este, urcăm, coborâm, dar trebuie să o facem susținut. Când ne dorim ceva, să mergem până la capăt, pentru că acolo vom găsi o altă experiență de care să ne agățăm și tot așa, și nu ne vom plictisi niciodată. Da, val după val, viața este ca o mare înfumată. Stimați telespectatori, încă o dată îi mulțumesc doamnei Negură că a venit aici la noi în platou și sunt convinsă că dacă ți-a plăcut ai să mai vii, Simona. Cu dragă inimă, dacă mă invitați, sigur. Cu mare drag și pentru telespectatorii noștri, dragii mei, vă spun așa cum îmi place mie să spun de fiecare dată, iertați-ne, vă iertăm, vă iubim și vă mulțumim. Mulțumim că existați, că sunteți alături de noi, că ne urmăriți și nu ne cereți să fim perfecți, pentru că nu putem să fim, dar ne străduim să fim cât mai buni în fața dumneavoastră. Vă urăm un weekend minunat și tot ce vă doriți să vă împlinească Dumnezeu și cu toți îngerașii. Toți îngerașii și toată, cum spun eu când mă rog seara, toată ierarhia divină, pentru că nu o cunoaștem. Nimeni nu știe. Toată ierarhia divină da, să fie cu dumneavoastră. Ea e acolo, lângă noi și ne susține în permanență în tot ceea ce facem. Cu multă dragoste, cu multă iubire, vă mulțumim pentru atenție și rămâneți alături de unul, trebuie. Mulțumim. Revedere. Și eu mulțumesc.